Slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Se cade ca împreună cu mine, deși am mai făcut aceasta în dimineața aceasta, mai de multe ori, să lăudăm pe Cel care merită să fie înălțat între noi. Să-i aducem toată slava și gloria, pentru că El este acela care ne-a mântuit. Cel mai minunat lucru din viețile noastre care s-a petrecut este pentru că Domnul Iisus în bunătatea Lui ne-a găsit, ne-a mântuit, prin jertfa de la Calvar am putut să primim iertare și având iertare să putem deveni copiii al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Am dorit în dimineața aceasta și vă rog să vă rugați pentru mine. Ca și oricare care se ridică, am nevoie de puterea și de ajutorul lui Dumnezeu. Altfel aș fi doar un chimval zângănitor, aș face poate gălăgie multă, dar fără rost. Dar am dorit în dimineața aceasta ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să coboare peste mine, peste toată adunarea și să ne vorbească, să dea un cuvânt proaspăt, un cuvânt după nevoile noastre a fiecăruia, pentru că și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care știe să răspundă și care întotdeauna prin cuvântul Lui ne vorbește, slăvit să fie Domnul. S-a citit aici înaintea noastră aceste două versete din Fapte. Avem aici aceste versete și aș vrea să facem un pic context ca pentru a înțelege contextul în care au fost puse aceste două versete. Petru și Ioan se suiau la templu, se duceau să se roage și ajungând la Poarta Frumoasă, dintr-o dată înaintea lor un om care era olog, un om care îi spune lovit de soartă, un om care avea nevoie ca Dumnezeu să-și întindă mâna. Și Dumnezeu își întinde mâna prin Petru și Ioan. Petru se uită la el și spune, aur și argint n-am, dar ceea ce am, adică pe Domnul Iisus care îl port în inima mea, puterea lui Dumnezeu care e în mine, aceea îți dau. Și întinde mâna și îi spune, numele lui Iisus, ridică-te. Și îl apucă de mână și ridică în picioare. Și dintr-o dată se întâmplă minunea. Ei, s-a întâmplat minunea și e frumos și lăudăm pe Domnul întotdeauna când Dumnezeu se coboară și se întâmplă minuni. Dar să știți că diavolul e tare supărat atunci. Când Dumnezeu intervine și își întinde mâna, diavolul e tare supărat. Și nu vedem noi în viața noastră? Își întinde Dumnezeu mâna și pe moment eu am acest parcă pentru mine, întotdeauna când cântarea aceea, ce mare Dumnezeu avem și mare, mare Dumnezeu avem și laud pe Dumnezeu pentru că și-a întins mâna. Dar nu e așa că imediat la mintea noastră, la gândul nostru, vine Satan, vine diavolul, vrăjmașul sufletelor noastre și vrea să ne fure bucuria aceea, căci Dumnezeu și-a întins mâna. Și dintr-o dată începem și gândim, parcă, mă, oare așa să fi fost? Oare ce-i? Oare cum e asta? Oare cum s-a întâmplat asta? Oare ce? Acest lucru s-a întâmplat și cu oamenii aceștia. Preoții, când au văzut că s-a întâmplat această minune, oamenii din jur se strângeau la Petru și la Ioan. Petru începe și le vorbește, le vestește despre Domnul Iisus. Dintr-o dată preoții îi cheamă la Sinedru și zice, ia veniți voi încoace. Acum știi ce? Gata, nu mai aveți voie. Și Petru, plin de Duhul Sfânt, un om plin de putere, un om pe care eu mi-l imaginez, un om cu un curaj deosebit, care nu s-a temut de nimic, stă în picioare înaintea lor și îi înfruntă și zice, voi l-ați răstignit,
pe Cel care dă viața, pe Cel care a făcut minunea. Voi sunteți cei care ați făcut lucrul acesta. Și parcă mai tare s-a prindea. Dar pentru că norodul era de partea lor, n-avea ce să le facă. Le dă drumul. Și după ce le dă drumul, vățește și spune aceste cuvinte. Și uitați în versetul 29, care l-am citit. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Doamne, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Avem nevoie de această îndrăzneală care vine de sus. Și îndrăzneala aceasta nu o primim și nu o căpătăm niciodată dacă nu-L avem pe Domnul Iisus. Dacă Duhul Sfânt nu este peste noi, n-avem. N-avem cum. S-au sculat unii și au crezut că și ei pot să facă minuni. Și s-au dus și a zis să iese un duh afară. Și Duhul le-a răspuns, nu? Și a zis, pe Iisus îl știm, pe Pavel îl cunoașteți, dar voi. Voi. Și aici e problema cea mare. Și zic, Doamne, puneți mâna peste noi. Puneți mâna peste toți. Vedeți? Noi așteptăm ca cei care vin aici în față și vestesc cuvântul, ei să fie cei care să fie oamenii lui Dumnezeu. Dar de fapt Dumnezeu ne cheamă pe toți. Dumnezeu nu are șomeri în casa Lui. În trupul lui Dumnezeu nu sunt mădulare care n-are niciun rost. Nu sunt mădulare care sunt acolo doar să fie, doar pentru aspect. Nu, în trupul lui Hristos toate lucrează, toate mădularele lucrează. Și uitați, se întâmplă lucrul acesta, frați pe care nu i-am cunoscut niciodată, surorii care nu le cunoaștem, oameni din toată lumea, dacă doriți. Și de uităm la lista noastră de rugăciune, o listă așa de lungă, cu atâția frați, atâția surori, cu atâția prieteni, toți privesc înspre mâna lui Dumnezeu și așteaptă că atunci când oamenii lui Dumnezeu se duc înaintea lui Dumnezeu, când dumneavoastră vă rugați, Dumnezeu să-și întindă mâna și să dea izbăvire. Și Dumnezeu în bunătatea Lui, de multe ori, răspunde. Răspunde prin semne și minuni. Își întinde mâna și am văzut în adunarea noastră frați, surori vindecați de cancer. Pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care are putere și când își întinde El mâna, când El lucrează dintr-o dată, se întâmplă minunea și se întâmplă acest lucru și îl lăudăm pe Domnul. Am vrea să ne apropiem de acest text acum și eu mi-am intitulat acest gând al meu când Dumnezeu își întinde mâna. Și avem nevoie ca Dumnezeu să-și întinde mâna. Avem nevoie ca Dumnezeu să-și întinde mâna peste noi și ne rugăm. Și în dimineața aceasta am venit și ne-am rugat înaintea Domnului pentru familiile noastre. Pentru că așteptăm ca Dumnezeu să-și întindă mâna. Ne-a rugat pentru biserică, pentru că așteptăm ca Dumnezeu să-și întindă mâna. Și Dumnezeu întotdeauna își întinde mâna. În Psalmul 139, în versetul 5, spune: Tu mă înconjori pe dinainte și pe dinapoi și îți pui mâna peste mine. O ființă atât de minunată. Este puterea lui Dumnezeu, este Dumnezeu. O ființă atât de minunată. Noi, poate de multe ori, ni se pare că am rezolvat noi, dar de fapt Dumnezeu și-a întins mâna și a lucrat, slăvit să fie Domnul. Primul lucru, când Dumnezeu își întinde mâna, dă izbăvire. A vrea să medităm un pic la cuvântul acesta, când Dumnezeu își întinde mâna, dă izbăvire. Și Dumnezeu dă izbăvire. Și avem atâtea exemple în cartea lui Dumnezeu, pentru că
Exemplele acestea care sunt scrise pe paginile Sfintei Scripturi sunt niște exemple foarte puternice. Sunt exemplele noastre când noi am avut experiențe, dar experiențele acestea care sunt puse aici parcă au un sens aparte, parcă altfel le vedem. Și uitați, când Dumnezeu își întinde mâna și dă izbăvire, aș vrea să priviți cu mine în cuvântul lui Dumnezeu, în Exod, în capitolul 7, versetul 5, acolo spune așa: egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului. Dumnezeu își întindea mâna și a început să-și întindă mâna. Și a început să-și întindă mâna asuprind pe poporul egiptean pentru ca să lucreze și să-i lase pe poporul evreu să plece. Dumnezeu avea plan cu poporul acesta să-l ducă în țara Canaan, să-l izbăvească. Erau robi de 400 de ani, un timp lung, și robia era tot mai grea, tot mai mult, și Dumnezeu îi spune lui Moise: strigătele lor au ajuns la mine, du-te și izbăvește, du-te și scoate-l. Și Moise stă înaintea lui Dumnezeu și zice: Doamne, eu sunt așa cu bâlbăit, cu un defect, Doamne, trimite pe altul, Doamne, fă altceva, Doamne, cum mor crede ei pe mine că m-ai trimis Tu? Și Dumnezeu îi răspunde la toate acestea, îi dă răspuns și lucrează. Dumnezeu este acela care lucrează pentru poporul Lui, dar ne uităm la noi. Dumnezeu este acela care a dat izbăvire bisericii, s-a sculat împotriva bisericii de-a lungul vremii, atâția. S-a sculat Nero și a încercat să o distrugă și n-a putut. A adus pe rug, pe martiri și i-a ars, i-a rugat în arene la lei și la fiare și tot n-a reușit. Și au fost atâția alții, au fost comuniștii care au zis: gata, gătăm cu totul. Și totuși, Dumnezeu, când și-a întins mâna, a dat biruință. Biserica lui Dumnezeu a avut biruință și până în ziua de astăzi, Dumnezeu își întinde mâna și lucrează. Își întinde mâna peste noi, peste adunarea din Kitchener. Și Dumnezeu dă binecuvântare și îndurare. Și putem spune cu adevărat, Dumnezeu se prezintă la noi și îl lăudăm pe Domnul pentru aceasta, pentru că și Dumnezeul nostru își întinde mâna și dă izbăvire, slăvit să fie Domnul. În Psalmul 18, versetul 16 spune: El și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari. Omului Dumnezeu David, care a trecut ca persoană prin atâtea încercări, prin atâtea necazuri, și deși încerca să facă voia lui Dumnezeu, parcă tot mai mult se ridicau valurile, parcă tot mai greu era. Oamenii, Saul cu armata îl urmărea și el trebuia să fugă din loc în loc. Dumnezeu își întinde mâna la un moment dat și parcă îl dă pe Saul în mână. El dormea în spatele peșterii și Saul cu armata lui. Și omului Dumnezeu recunoaște că Dumnezeu este acela care își întinde mâna peste el și nu-i face nimic. Îi taie doar colțul hainei. Întâmplă atâtea lucruri în viața lui Dumnezeu, în viața lui David, în viața omului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl scoate, așa cum spune el, ca din apele cele mari. Și m-am gândit, poate că și dumneavoastră ați văzut de multe ori imagini cu așa zise inundații. Mi-aduc aminte cu ani în urmă că priveam la acele imagini din zona Alba, de acolo de unde suntem noi, o sat aproape de satul nostru.
unde dintr-o dată de pe versant s-a venit ploaia și s-au venit șuvoaiele și au distrus tot. Au luat mașini, au luat case, a distrus tot. Tot ce oamenii s-au străduit să strângă într-o viață, s-a dus tot. Pentru că dacă Dumnezeu nu își întinde mâna, se duce. Dar când Dumnezeu își întinde mâna, El este acela care dă biruință. Tot în privința aceasta mi-aduc aminte de mult, pe vremea lui Ceaușescu, era un frate undeva în Bistrița, tot așa undeva pe munte, și visează dumnealui noaptea că un înger mare al lui Dumnezeu stătea răzămat de colțul casei. Și el se gândea, Doamne, dar oare ce face îngerul lui Dumnezeu? Se trezește. Și când se trezește afară, era o vreme grea, ploua, venea apa de pe versant, foarte puternic. Și cum a venit apa, a dus un bolovan mare și l-a rezămat de colțul casei. Apa venea, lovea în bolovan și trecea pe lângă casă. Pentru că și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care își întinde mâna. Dumnezeul nostru își întinde mâna în viețile noastre și întotdeauna ne dă biruință, ne dă izbăvire, slăvit să fie Domnul. Când Dumnezeu își întinde mâna, apoi se întâmplă și se face minuni, slăvit să fie. Deuteronom 26:8. Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care lucrează întotdeauna cu semne și minuni. Aici, în versetul 30, spune așa de frumos: și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt, Iisus. Întindeți mâna. Și am vrea ca Dumnezeu să fie acela care să-și întindă mâna. Eu personal îmi doresc ca Dumnezeu să-și întindă mâna peste familia mea. Doresc și cred că și dumneavoastră doriți ca Dumnezeu să-și întindă mâna. Și de atâtea ori când plecăm la drum, plecăm în călătorie, încoace, încolo, zice, Doamne, întinde-ți mâna peste noi. Și lasă ocrotire, lasă protecție. Și Dumnezeu ne răspunde. Dumnezeu ne ocrotește. Nu-i așa că de multe ori am văzut mâna lui Dumnezeu când și-a întins mâna și eram în călătorie? Nu-i așa că Dumnezeu în bunătatea Lui de atâtea ori ne-a scăpat și ne-am uitat înapoi și am zis, numai mâna lui Dumnezeu, numai brațul puternic al lui Dumnezeu, numai Domnul a fost acela care ne-a scăpat. Nu-i așa? Mi-aduc aminte, veneam de la muncă într-o seară, undeva pe la Air, acolo, și veneam înspre Kitchener, aveam vreo 90%, din față venea un hammer de la mare și nu știu ce a făcut. A dormit la volan, s-a uitat pe telefon, nu știu ce a făcut omul acesta. Dar dintr-o dată m-am trezit când era la vreo 2-3 metri de mine cu el în fața mea. Nici acum nu știu cum am scăpat. Dar nu l-am atins. La un moment dat mă uitam la farurile lui care era lângă ușa mea și aveam impresia că trocul meu s-a îndoit după hammerul lui. Așa am avut impresia. Pentru că și Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care își întinde mâna. Dar în viața dumneatale, de câte ori și-a întins Domnul mâna? În viața mitale, de câte ori n-a venit Dumnezeu și și-a întins mâna și a dat izbăvire? Nu e așa că l-ai chemat de multe ori să-și întindă mâna? L-ai chemat pe Dumnezeu să-și întindă mâna cei care a trecut granița pe vremea lui Ceaușescu și a trecut granița peste Dunăre sau printre gloanțe și a strigat, Doamne, întinde-ți mâna, și Dumnezeu în bunătatea Lui și-a întins mâna. Nu e așa că cei care ați venit cu vasul, cu vaporul, a strigat la Domnul și a zis, Doamne, întinde-ți mâna și dă-mi biruință să ajung în Canada. Și Dumnezeu și-a întins mâna. Pentru că și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care lucrează prin minuni. Dar de câte ori
n-am fost bolnavi. De câte ori poate verdictul din partea doctorului și acea vorbă parcă ți-a adus îngrijorări, parcă fiorii te-au trecut și ai zis, aici e gata totul. Și nu știi cum, ce s-a întâmplat. Dintr-o dată ai strigat spre Domnul, ai venit cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu în bunătatea Lui și-a întins mâna și te-a scăpat. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! În Marcul, în capitolul 27, cu 8, spune, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semne și minuni. Dacă Dumnezeu a lucrat în viața dumitale și Dumnezeu a lucrat, dacă Dumnezeu și-a întins mâna și până aici ți-a dat biruință, ești chemat în dimineața aceasta și tu să fii un lucrător al lui Dumnezeu. Și tu și eu să spunem despre minunile lui Dumnezeu, să vestim pe Domnul și să spunem cum Dumnezeu și-a întins mâna în viața noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta pe toți și zicem ca Domnul să fie lăudat în toate. Când Dumnezeu își întinde mâna, avem trecere înaintea oamenilor. Asta parcă sună așa câteodată destul de greu, înaintea oamenilor. Da, înaintea oamenilor. Când Dumnezeu își întinde mâna, avem trecere înaintea oamenilor. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, lucram undeva și era un sai super acolo care vorbea așa de groaznic, de urât și tot timpul parcă era supărat. Și acum am rămas un pic cu munca în urmă și mă gândeam eu, vai, 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 ce o să fie luni. El aștepta că eu luni să mă duc, duminica să mă duc să lucru și eu duminica am venit la adunare. Și acum mă gândeam ce va fi luni. Dar m-am dus duminica seara acasă și am spus soției, știi, uite, mă tare îngrijorează. Omul ăsta e tare rău. Și mă tem că nu știu ce se va întâmpla mâine. Hai să ne rugăm. Ne-am pus pe genunchi, l-am chemat pe Domnul și i-am spus Domnului problemă. Doamne, Tu știi că omul ăsta înjură așa urât, vorbește așa urât, nu prea poți să te înțelegi cu el. Doamne, întinde-ți mâna și dă biruință. Mă duc luni dimineața la lucru și după vreo 5-10 minute apare. Ca niciodată, dintr-o dată, omul acesta era schimbat. Era total alt om. Și spune către mine, hei, Amos, zice, ce faci? Zic, bine. Zice, ai rămas un pic în urmă cu munca? Zic, da, am rămas, n-ai vinte. Zic, îmi pare rău, eu mă duc la biserică. Eu, duminica, pentru mine, e sfântă, eu mă duc la biserică. Zice, bine faci. Bine faci. Să știi că și părinții mei mereau la biserică. Și vedeam la ei că nu lipsau duminica. Duminica era sfântă, mereu la biserică. Și de acolo, în loc să înceapă vorbele urâte, au început un timp când i-am vorbit de Domnul Iisus. Pentru că și Dumnezeul nostru își întinde mâna. Dumnezeul nostru lucrează. Dumnezeul nostru este acela care intervine și lăudăm pe Domnul pentru aceasta. Avem în Scriptură, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna sfânt, este un viu și lucrător și avem, așa cum am spus, exemple extraordinare. Avem în Ezra, în capitolul 7, cu versetul 28, spune așa, și-a îndreptat asupra mea bunăvoința împăratului, a sfernicilor săi și a tuturor căpetenilor puternice ale lui, întărit de mâna Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strâns pe căpetenile lui Israel ca să plece cu mine înspre Ierusalim. Pleca Ezra. Omul acesta era întărit de mâna lui Dumnezeu și avea trecere înaintea împăratului.
Și dacă citim cartea lui Ezra, vedem, eu când am citit-o, parcă m-am minunat și am încercat eu să fac un calcul, Doamne, câtă bogăție ai dat Tu, cum ai lucrat Tu, ba mai mult, pleacă la drum cu o oaste mare și nu ia cu ei pe nimeni. Și spune el că n-am avut cum să-i cer împăratului, pentru că am spus că Domnul va fi cu noi. Și pentru că s-a încrezut în Domnul, a plecat la drum. Avea cu el aur mult, avea bogăție multă, pentru ca să lucreze, să zidească Ierusalimul. Și Dumnezeu și-a întins mâna și-a dat izbăvire, a intervenit în problemele lui. Mi-aduc aminte că și Dumnezeu a intervenit și în problemele care le-am chemat noi. Nu? Eu am venit cu acte din România, dar dumneavoastră sunteți aici atâția care l-ați chemat pe Dumnezeu să-și întinde mâna și să dea biruință în privința actelor. Și Dumnezeu și-a întins mâna. A lucrat pentru dumneavoastră înaintea autorităților. Și-a dat biruință, pentru că și Dumnezeul nostru este Cel care își întinde mâna, slăvit să fie Domnul. Când Dumnezeu își întinde mâna, este vindecare și apoi este și siguranță. Este vindecare și apoi este și siguranță. În Matei, în capitolul 8, cu versetul 3, spune: Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, vreau, fii curățat! Îndată a fost curățat de lepra lui. Doamne! Oare poate Dumnezeu chiar așa? Poate Dumnezeu chiar așa să-și întindă mâna spre dumitale care ești amenințat de o boală cruntă și la întinderea mâinii lui Dumnezeu, la atingerea mâinii lui Dumnezeu, dintr-o dată să lucreze, dintr-o dată să intervină Dumnezeu, dintr-o dată să dea biruință? Da, se poate. Da, se poate. L-am văzut pe Dumnezeu de atâtea ori lucrând aici. L-am văzut pe Dumnezeu. Și dumneavoastră ați mărturisit că-și Dumnezeu s-a atins de dumneavoastră. Mi-aduc aminte când eram încă în pandemie, nu? Și am început, după ce am fost în lockdown, această ruință, acea ser de rugăciune, o săptămână. Vă aduceți aminte că-și Dumnezeu își întindea mâna și în fiecare seară. Să scula frați, să scula surori, care mărturisea Dumnezeu s-a atins de mine. Mi-aduc aminte lunea, s-a sculat sora Mihaela Simuț în picioare și a zis: Fraților, vreau să spun ceva. Am venit la biserică cu dureri foarte mari. Și am avut o operație și de atunci am durerile astea. Dar în seara aceasta la rugăciune, Dumnezeu s-a atins de mine și nu mai am nimic. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care își întinde mâna și face minuni. Lucrează, își întinde mâna și lucrează în dreptul dumitale când îl chemi. Poate că nu așa cum așteptăm noi. Poate că nu așa cum credem noi că ar trebui Dumnezeu să lucreze. Dar Dumnezeu întotdeauna își întinde mâna. El este acela care dă biruință și zicem: Slăvit să fie Domnul! Dar ne dă și siguranță. Pentru că dacă ne-ar da toate lucrurile acestea și nu ne-ar da siguranța că într-o zi va veni după noi, am fi parcă, da, ne-am făcut bine, mergem mai departe, trăim viața mai departe, oricum într-o zi vom muri, nu? Dar avem o siguranță că-și Dumnezeul nostru face mai mult de atât. Face mai mult de atât. Într-o zi va veni după noi, slăvit să fie Domnul. În Ioan, în capitolul 10, 27 și 29. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toți. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Ce siguranță! Din mâna lui Dumnezeu.
Unde e un loc mai sigur ca în mâna și în brațul lui Dumnezeu? Unde am putea să alergăm și să găsim siguranța aceasta dacă nu la El? Nu e așa că alergăm la oameni și poate pentru un moment avem siguranță, dar și ăia sunt oameni. Și când sunt lumea mai dragă, auzi că o fost schimbat din funcția cu tare și s-o dus siguranța. E gata. Dintr-o dată auzi că a trecut din viață și s-o dus siguranța. Dar avem un preot, un mare preot, care stă la dreapta lui Dumnezeu și întotdeauna avem siguranța aceasta, căci El ne ascultă, că El ne vine în ajutor, că El ne izbăvește, că El ne dă vindecare, că El lucrează cu semne și minuni și că El întotdeauna ne dă siguranța aceasta. Ce lucru mare! Poate dacă am stat să medităm un pic mai mult la cuvântul acesta, să ai siguranță că orice se va întâmpla, când vei închide ochii și vei trece din viața aceasta, în loc să ajungi într-un loc de chin, să-L vezi pe Fiul lui Dumnezeu, care stă cu brațele deschise și te așteaptă. Ce minunat! Ce minunat! Să-L vezi pe omul care e muribund și în loc să fie trist, în loc să fie supărat, să-i fie frică, să laude pe Dumnezeu și să zică, Doamne, ia-mă acasă, ia-mă acasă. Poate că e greu de crezut treaba aceasta. Mi-aduc aminte când mama era bolnavă și în penultima seară, n-a mai putut vorbi, deja era vreo săptămână, două, când nu putea vorbi, dar în penultima seară, după ce au venit fratele meu și sora mea, care a vrut să-i mai vadă odată, în seara aceea, deși nu mai avea putere, și-a ridicat mâinile și lăuda pe Dumnezeu și striga cu toată gura, mare este Dumnezeu, mare este Dumnezeu, slavă, slavă! Pentru că-și dincolo o aștepta Dumnezeu. Ai siguranța aceasta? Pentru că viața aceasta se sfârșește și avem poezia aceea frumoasă, că ești la New York sau la București, cu viața pe pământ, tot o sfârșește. Și se sfârșește. Într-o zi se va termina. La unii mai repede, la alții mai târziu, dar oricum e o viață scurtă, se va termina. Și ne așteaptă veșnicia. Ne așteaptă veșnicia. Și dacă avem siguranța aceasta, siguranța mântuirii, vom fi fericiți și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta și slăvit să fie Domnul pentru toate. Mă rog ca Dumnezeu să fie acela care își întinde mâna, să-și întinde mâna peste mine și îmi doresc din toată inima, dar doresc ca și peste dumneavoastră să-și întinde mâna și într-o zi când va veni Domnul să fim cu toții, să ne întâlnim cu toții în împărăția lui Dumnezeu și să lăudăm pe Dumnezeu. Amin.